Momentul în care s-a decis marea finală de la Survivor. Prezentatorul Dan Pavel a făcut anunțul să strâng rândurile la Survivor România. După luni grele de competiție, doar șase concurenți au mai rămas în Republica Dominicană. Însă, în această seară, pentru un alt concurent, visul de a ajunge în marea finală s-a spulberat. Cine a fost eliminat de la Survivor România? Până în această seară, competiția Survivor România mai număra doar șase persoane. Dan Ursa, Andrei Crișan, Carmen Grebenișan, Alexandra Ciomag, Alexandra Porcolap și Ștefania Stănilă au reușit să reziste condițiilor dure din Dominicană. Dar jocul nu iartă pe nimeni, așa că o altă eliminare a fost făcută. De această dată, bătălia s-a dat între Ștefania Stănilă, Andrei Crișan și Alexandra Ciomag. Prima a fost nominalizată de către deținătorul colanului de imunitate, Dan Ursa. Iar ceilalți doi au fost alegerea colectivă a tribului. În urma voturilor oferite de către telespectatori, Ștefania Stănilă este concurenta care părăsește competiția Survivor România chiar înaintea săptămânii mari finale. Așadar, săptămâna viitoare Dan Ursa, Andrei Crișan, Carmen Grebenișan, Alexandra Ciomag și Alexandra Porcolab vor da startul luptelor acerbe din finală. Dintre cei cinci concurenți, doar doi o să ajungă în lupta decisivă. Cine o să câștige Survivor România săptămâna viitoare, fanii emisiunii Survivor România o să afle cine este câștigătorul acestui sezon. Lupta este strânsă, iar dintre cei cinci concurenți rămași în competiție șansele cele mai mari pare să le aibă Carmen Grebenișan sau cel puțin asta arată cotele de la casele de pariuri. Dacă la început fostei faimoase nu i s-a acordat prea mult credit, acum Carmen Grebenișan are cota cea mai mică de 4,00 la egalitate cu Dan Ursa. Blondina a reușit să le demonstreze tuturor că este o luptătoare, iar performanțele ei de pe traseu au adus-o în topul preferințelor publicului. Cu fiecare săptămână tânăra a devenit din ce în ce mai apreciată, mai ales pentru faptul că nu a generat și nu s-a implicat prea mult în niciun conflict. Chiar și o parte dintre foștii concurenți o văd garantat pe Carmen Grebenișan câștigătoarea Survivor România 2023. Înainte să plec, ne-am adunat și am stat de vorbă eu, Carmen, Ștefania și Crișan. Eu i-am spus, Carmen, eu pe tine te văd câștigătoare. Tu ai ceva anume care mă face să cred că poți să câștigi. Ești foarte implicată în show-ul ăsta, nu ești ascunsă, ești bună pe traseu și cred că ai datele necesare pentru a fi printre finaliști. Eu mi-aș dori să câștige Carmen, dacă nu să câștige Ștefania. M-a mișcat foarte tare povestea ei. Știu cum a crescut și m-a uimit lupta acestui copil, a declarat Camara. Eu cred că va fi o finală a fetelor. M-am uitat pe statistici și am văzut că Ștefania a scăzut pe punctaj în ultima perioadă. Eu o susțin pe Ștefania să câștige, însă cine cred eu că va câștiga, din păcate, este Carmen, a spus și Alin Chirilă.